Un număr de 350 de angajați ai Complexului Energetic Hunedoara, care lucrează la minele din Valea Jiului, vor fi disponibilizați colectiv începând cu data de 1 octombrie. Ei, urmând să beneficieze de sume compensatorii și venituri de completare în valoare de 10.000 de euro. Mai mult de jumătate dintre cei care vor fi disponibilizați vor ieși direct la pensie, iar conform programului de reducere treptată a exploatării cărbunelui, prevăzut să se încheie la finele anului 2030, anul viitor vor fi disponibilizați colectiv alți 100 de angajați de la minele Lupeni, Livezeni, Lonia și Vulcan, în aceleași condiții prevăzute de Ordonanța 69 din 2019, a cărei valabilitate a fost prelungită până în anul 2032.